Fii binecuvântată, biserică! Am vorbit săptămâna trecută despre a umbla cu Dumnezeu, având aceeași destinație finală și având același drum. Și vreau astăzi să vorbesc despre a umbla cu Dumnezeu și având aceeași viteză. Viteză, toată lumea vorbește despre viteză în zilele acestea, dar trăim într-o ere a vitezei și ne dorim să realizăm cât mai multe lucruri. Nu știu de ce, dar așa este spiritul acestei lumi, acestui veac. Viteză, să facem, să adunăm, să realizăm, să ne uităm în urmă și să vedem câte lucruri am realizat și de repede, repede că se termină viața. Viteză, viteză. Și parcă așa de puțin ne gândim la a face lucrurile la vremea lor. A face lucrurile la vremea lor și la timpul lor. Înțeleptul Solomon spune în cartea Eclesiastru, capitolul 3, versetul 1, pentru toate există o vreme și orice lucru de sub ceruri își are timpul său. Am văzut multe lucruri făcute la vremea lor, dar am văzut și lucruri care n-au fost făcute la vremea lor și n-a ieșit bine. Când lucrurile nu sunt făcute la vremea lor, ele nu sunt neapărat o binecuvântare. Poate de cele mai multe ori sunt un blestem, sunt ceva rău, mai bine nu s-ar fi întâmplat. Poate noi avem vorba asta și spunem, bă, mai bine mai târziu decât niciodată. Dar nu-i chiar așa. Pentru că atunci când nu faci lucrurile la vremea lor, ele nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Nu sunt binecuvântarea care ar trebui să fie. Biblia spune, umblați prin Duhul. Umblați prin Duhul. Ca niște copii ai lui Hristos, umblați prin Duhul. Umblând prin Duhul, vei umbla cu Dumnezeu și vei face lucrurile la timpul potrivit. Când nu umbli prin Duhul, se pot întâmpla două lucruri, foarte simple. Ajungi prea târziu, adică faci lucrurile prea târziu sau ajungi prea devreme. Faci lucrurile mai repede decât trebuie. Vreau să vorbesc despre aceste două lucruri. Ajungi prea târziu sau faci lucrurile prea târziu. Ce-L interesează, vedeți, pe Dumnezeu cel mai mult este să fim împreună cu El, să fim lângă El. Asta-L interesează pe Dumnezeu și așa de bine spune cuvântul în cartea Evrei, spune în felul următor, despre a nu ajunge prea târziu. Spune, de aceea m-am mâniat, spune Dumnezeu, pe generația aceasta și am zis, ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Așa că am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Fiți atenți, fraților, ca nu cumva vreunul dintre voi să aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l depărteze de Dumnezeul cel viu și îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi, cât timp se zice astăzi, astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Și spune așa de frumos, atenție! Capitolul 4, versetul 1, să ne temem, așadar ca nu cumva cât timp este lăsată promisiunea intrării în odihna Lui, vreunul dintre voi să pară ajuns prea târziu. M-ai ajuns, am ajuns, ioi, Doamne, sunt mulți ani că am ajuns, dar mă, dar ai ajuns prea târziu, prea târziu ai ajuns. Niciunul dintre noi nu vrem să auzim cuvintele acestea, ai ajuns prea târziu. Avem exemplu în pilda celor 10 fecioare în cartea Matei. 5 dintre cele 10 fecioare au intrat cu mirele în odaia de nuntă, dar 5 dintre ele nu au intrat. De ce? Pentru că au ajuns prea târziu și ușa a fost închisă. Biblia spune încă ușa intrării în odihna lui Dumnezeu este deschisă. Intră înăuntru astăzi cât se poate, spune astăzi, ca să nu cumva să se închidă ușa și când ajungi, să se spună, ai ajuns prea târziu, ușa s-a închis. Matei capitolul 25 spune, versetul 10, în timp ce se duceau să cumpere ulei, a venit mirele. Cele ce erau pregătite au intrat la nuntă împreună cu el, iar ușa a fost închisă. Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el răspunzând a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Prin urmare, vegheați! Vecheați, căci nu știți nici ziua, nici ora când vine Fiul omului. Parcă nimic nu este mai trist decât să ajungi prea târziu. Ai grijă astăzi și nu lăsa nici un lucru din lumea aceasta să te încetinească sau să te întârzie în umblarea ta cu Dumnezeu, în a trăi cu Dumnezeu.
în a face lucrurile împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să umbli împreună cu El, cu aceeași viteză, în același ritm, la momentul potrivit. Un alt exemplu frumos este în Cartea Faptele Apostolilor, Filip și famenul etiopian. Și famenul acesta pleacă de la Ierusalim pe drum și Dumnezeu vine și îl înștiințează pe Filip. Și ascultați ce spune: un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip și a zis: ridică-te și du-te spre sud, pe drumul din pustie care coboară din Ierusalim spre Gaza. Versetul 27. Filip s-a ridicat și s-a dus. A acționat imediat, s-a ridicat și s-a dus. Dumnezeu vine și îmi vorbește și îți vorbește și spune: acum, ridică-te și du-te. Stai, Doamne, că nu mi-am terminat jocul. Stai, Doamne, că n-am terminat mâncarea. Stai, Doamne, că încă nu mi-am terminat de lucru aici pe calculator. Mai am un pic, mai lasă că poate să aștepte. Filip s-a ridicat și s-a dus. Acțiune imediată, în timpul lui Dumnezeu. Aștepți, lasă că e bine și mai încolo, că nu se oprește lumea în loc. Și te duci și Dumnezeu spune: nu mai, ai ratat ocazia, ai ratat șansa, s-a dus momentul, momentul când am vrut să te duci și să faci o diferență, momentul tău ca să binecuvintezi, momentul să-l întâlnești pe omul respectiv, momentul să faci asta și asta și asta, s-a dus momentul, ai ajuns prea târziu. Filip s-a ridicat și s-a dus, o acțiune imediată ne cheamă Dumnezeu să facem, să nu ajungi prea târziu. Al doilea lucru este să ajungi prea devreme sau să faci lucrurile mai repede decât trebuie. E bine să ajungi mai devreme decât să ajungi prea târziu, dar nu e bine să faci lucrurile mai repede decât trebuie. Nu-i bine. Întotdeauna, atunci când te grăbești, faci prostii. Întoarce-te la ăla de lângă tine și spune: ai auzit? Întotdeauna când te grăbești, faci prostii. Când ești stresat să nu pierzi ocazia, o, afacerea vieții mele, am dat acum tunul, să vezi tu repede, mă duc repede să nu ratez ocazia asta, faci prostii. Nu iasă bine, pentru că graba este de la Satana. Graba nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu nu se grăbește niciodată, Dumnezeu are timpul Lui. Avem un exemplu fain în Cartea 1 Samuel, capitolul 13, un exemplu despre împăratul Saul. Și era la luptă cu filistenii și trebuia să înceapă lupta și prorocul Samuel îi spune: du-te și așteaptă-mă, așteaptă-mă la Gilgal, pentru că vin acolo să aduc o jertfă Domnului, să chemăm pe Dumnezeu și pe urmă te duci să lupți. Dar Saul nu mai are răbdare și așteaptă și parcă Samuel nu mai vine și întârzie și nu mai vine și e frică, oamenii încep să plece acasă, oamenii din oștirea lui și filistenii parcă înaintează și nu mai are răbdare și spune: știi ce, nu, mă duc eu să aduc jertfă. Dar Saul, nu ai voie să aduci jertfă, nu contează, mă duc eu, că Dumnezeu înțelege că e stresant momentul și suntem presați de timp și nu mai avem timp, cine știe unde e Samuel. Și în timp ce aduce jertfă Saul, apare Samuel și spune așa: Samuel i-a zis lui Saul: ai lucrat ca un nebun și nu ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Dacă ai fi ascultat, Domnul ți-ar fi întărit pentru totdeauna domnia peste Israel. Vedeți ce interesant, Saul, ai lucrat ca un nebun, de ce te-ai grăbit? De ce ai vrut să faci lucrurile mai repede decât trebuie? Și așa ne numește Biblia, și așa ne numește Dumnezeu, oameni care încercăm să o luăm înaintea lui Dumnezeu, oameni care încercăm să facem lucrurile și nu mai avem răbdare, lasă-L pe Dumnezeu, eu mă duc pentru că eu știu ce trebuie să fac. Și Dumnezeu spune: ai lucrat ca un nebun, ca un om fără minte, așteaptă-L pe Dumnezeu. Dă-i timp lui Dumnezeu, El niciodată nu întârzie, niciodată nu vine prea devreme, El are timpul Lui, așteaptă-L. De fapt asta ne spune și Dumnezeu în cartea Țefania, în capitolul 3 cu versetul 8, spune așa de frumos: așteptați-mă, zice Domnul, așteptați-mă până în ziua în care voi ridica și mă voi ridica pentru pradă, așteptați-mă. Avram este un alt exemplu minunat, un exemplu de așteptare cu răbdare și ne este descris în cartea Evrei, capitolul 6, spune că Dumnezeu i-a făcut o promisiune lui Avram pentru că nu avea pe nimeni mai mare pe care să jure, a jurat pe sine însuși și a zis: Avram, te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi înmulți foarte mult sămânța. O promisiune îi face Dumnezeu lui Avram și parcă numai nu se împlinește promisiunea asta și parcă numai nu vine timpul lui Dumnezeu și parcă nu va mai fi nimic. Dar spune așa versetul 15: și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare,
spune și tu astăzi. A așteptat cu răbdare, Avram a obținut promisiunea, pentru că a așteptat și a spus: Dumnezeu n-a uitat de mine. Sunt sigur că Dumnezeu are timpul lui, încă nu-i momentul, încă nu-i vremea, dar Dumnezeu n-a uitat de mine. Doamne, strică-te tine, poate ai uitat, dar sunt sigur că Dumnezeu n-a uitat. Și Dumnezeu, spune Biblia, nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, nu întârzie, are timpul lui, are momentul lui, are momentul lui, așteaptă-l, așteaptă-l. În încheiere vreau să fim în aceeași rugăciune ca și David. David în Psalmul 5, versetul 1 spune felul următor: ascultă-mi cuvintele, Doamne, ia aminte la suspinul meu. Ascultă strigătul meu, împăratul meu și Dumnezeul meu, că-și ție mă rog. Doamne, Tu-mi vei asculta glasul dimineața, dimineața când voi sta gata, pregătit înaintea Ta și voi aștepta. Și voi aștepta. Învățăm de la David, vedeți, un om extraordinar. Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu i-a arătat lucruri minunate, Dumnezeu a fost cu el, pentru că David îl aștepta pe Dumnezeu. Fie că l-aștepți pe Dumnezeu în timpul tău zilnic, fie că l-aștepți pe Dumnezeu pentru planuri, pentru niște lucruri mai mari, vreau să spun în această zi, așteaptă-l, pentru că Dumnezeu va veni. Dumnezeu are timpul lui, are vremea lui, dar va veni. Dumnezeu nu întârzie cum cred unii că întârzie. Dumnezeu are timpul lui, așa că așteaptă-l. Dacă vrei să umbli împreună cu Dumnezeu în aceste zile, umblă cu aceeași viteză pe care o are Dumnezeu. Umblă în același ritm pe care îl are Dumnezeu. Nu te duce mai repede ca să faci prostii și să faci lucrurile înaintea lui Dumnezeu, dar ai grijă, pentru că nimic nu este mai trist decât să spui: Doamne, vreau să fac și eu ceva. Și Dumnezeu vine și spune: prea târziu. Ai ratat momentul, ai ratat oportunitatea, ai ratat ocazia, ți-am spus de atâtea ori, dar tu ai așteptat și ai lăsat și ai lăsat și ai lăsat și ai spus: este vreme și este timp și este timp. Ai grijă să nu fie prea târziu. Putem umbla cu Dumnezeu doar dacă avem aceeași viteză, să ai aceeași viteză. Nu merge prea repede să faci prostii, dar nu merge nici prea încet ca să-L pierzi din vedere. Așa că, umblând cu Dumnezeu prin lume, umbli având aceeași țintă, același scop final, acasă, cerul. Umbli cu Dumnezeu având același drum. Stai cu Dumnezeu pe același drum. Caută drumul lui Dumnezeu. Umbli cu Dumnezeu prin lume, având aceeași viteză. Faci lucrurile la momentul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu, așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumesc pentru acest mesaj. Îți mulțumesc că Tu ne chemi să nu umblăm singuri, să nu umblăm de capul nostru, ci să umblăm împreună cu Tine. Doamne, nu lăsa să Te pierdem din vedere, Doamne, și să ne schimbăm ținta. Pentru că ținta noastră finală este cerul și în fiecare zi, în lucrurile pe care le urmărim, în cumpărăturile noastre, în dorințele noastre, pune cerul în fața noastră. Pune această dorință că tot ce facem ne îndreaptă spre cer, spre casa noastră cerească. Doamne, vrem să fim pe același drum cu Tine, să umblăm, Doamne, pe calea Ta, pentru că acolo găsim binecuvântare, odihnă, protecție pentru sufletele noastre. Doamne, vrem să umblăm cu Tine având aceeași viteză, să facem lucrurile la momentul Tău, la timpul Tău, la momentul oportun. Doamne, când ne chem să așteptăm, să așteptăm, când ne chem să acționăm, să acționăm. Mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne conducă, așa cum spune cuvântul Tău, umblați prin Duhul. Doamne, vrem să umblăm prin Duhul Sfânt, să umblăm călăuziți de Duhul Tău și atunci, Doamne, cu siguranță vom umbla împreună cu Tine, Tată. Îți mulțumesc în numele lui Iisus Hristos. Amin.